Benefici del papadì. Bogata in vitamina A, B, C, D, și E, și în minerale precum potasiu, calciu, fosfor, fier și sodiu, papădia este utilizată pentru ameliorarea a nenumărate boli. Iată la ce o putem folosi. Detoxifică organismul, pentru că toți suntem în perioada când toată lumea dorește să facă o detoxifiere a organismului și peste toate site-urile și toate programele auzim de programe de detoxifiere, iată că și această plantă ajută la detoxifierea organismului. Păpădia este unul dintre cele mai indicate plante pentru curățirea organismului. Poți consuma între mese un decoct obținut din 50 de grame de rădăcină la un litru de apă. Desigur, în timpul curei de detoxifiere, vei elimina din alimentație carnea, grăsimile, prăjelile și dulciurile, dacă totuși vrei să faci o detoxifiere. Considerată unul dintre cele mai bune diuretice naturale, păpădia nu determină scăderea nivelului de potasiu din corp. Planta conține suficient potasiu pentru a-l înlocui pe cel eliminat prin urină. Sucul de frunze de păpădie este foarte bun și în cazurile de constipație și de hemoroizi. Menține sănătatea oaselor. Sursa de magneziu, potasiu, calciu, fier, păpădia ajută la întărirea oaselor, fiind indicată ca adjuvant în reumatism, artroză și gută. Sucul de păpădie obținut din frunze și rădăcinile plantei pot da rezultate notabile în bolile de oase, întărind coloana vertebrală. De asemenea, păpădia conține bor, care favorizează creșterea nivelului de estrogen, protejând astfel de osteoporoză. În acest sens, poți consuma zilnic 2-3 cești de acest suc de frunze. Un alt beneficiu ajută la bolile biliare și hepatice. Calculii de mici dimensiuni pot fi eliminați după o cură de o săptămână în care se consumă zilnic 3 pahare de suc de frunze de păpădie. Ați înțeles, consumăm pe stomacul gol dimineața, da? Pentru pietrele la vezica biliară, rezultatele bune din ceaiul de frunze dă rezultate bune ceaiul de frunze uscate ale păpădiei. Iată că putem să recoltăm aceste frunze, le uscăm și facem ceai de frunze de păpădie. Păpădia este un leac recomandat și în bolile de ficat, chiar și în unele cazuri de ciroză. Pentru hepatitele virale, cum ar fi hepatita A, B și C, se consumă sucul de frunze pe stomacul gol dimineața și seara pe o perioadă de 3 luni, timp în care trebuie evitat, evident, alimentele grase cu aditivi și prăjeli. De asemenea, sucul de păpădie este indicat pentru ficatul leneș afectat de consumul de alcool și în insuficiență hepatică. Frunzele de păpădie mai pot fi consumate sub formă de salată. Recunosc, chiar aseară am folosit câteva frunze de păpădie combinate cu frunză de urzică și frunză de salată. Punem un pic de ulei de măsline presat la rece, 2-3 picături de lămâie și le consumăm în starea lor crude, da? Se amestecă aceste toate cu ulei, cu lămâie, cu sare și se lasă la măcinat 5 minute. După aceea sunt foarte bune la gust. La ce ne ajută această salată folosită, deci frunzele crude? Ameliorează diabetul, detoxifică ficatul, așa cum am mai amintit și mai adineori. Cura cu păpădie relansează activitatea ficatului, stimulând puternic regenerarea celulelor hepatice și favorizând eliminarea toxinelor din acest organism foarte important. În plus, frunzele de păpădie stimulează secreția bilei, favorizând evacuarea acesteia. Da? Cei care au probleme cu bila sau ficatul, sunt foarte recomandate aceste frunze de păpădie. Reduce riscul de infarct. Păpădia are un conținut ridicat de magneziu și potasiu, două minerale care participă la detoxifierea sângelui, la scăderea tensiunii și a colesterolului. Bolile de piele ajută frunzele de păpădie și la bolile de piele. Vitamina A și selenul din păpădie sunt doi compuși care tratează afecțiunile pielii.
Și ca și precauții, avem totuși câteva precauții, persoanele care suferă de ulcer și gastrită vor consuma păpădia cu precauție, deoarece planta poate cauza supraproducție de acid gastric. Da? Cei care suferă de, care au ulcer sau gastrită. Persoanele care au boli cu, care au probleme cu retenția de apă, de asemenea, vor consulta medicul specialist înainte de a urma cura cu păpădie pentru a verifica nivelul de potasiu, cât potasiu au ei în organism, pentru că, așa cum am amintit, este o foarte bun diuretic păpădia și să nu eliminăm potasiu din corp, cu toate că ea conține potasiu, dar dacă avem un deficit de potasiu, este recomandat să o folosim cu precauție. Cam aceasta am avut să vă spun în această dimineață despre această plantă benefică, după cum am observat, și este la îndemâna tuturor. Beneficiați de ea din abundență pentru povățile retutive.